Ultimul meci al primei runde se dispută la scorul de 4-3 în favoarea faimoșilor. La start, Andreea Arsine și Irina Postolea, succes! 3, 2, 1... Jocul pentru vilă cu numărul 8. Până acum războinicii n-au ieșit de la baracă. Faimoșii n-au plecat decât câteva nopți de la vilă când au pierdut jocul de hotel. Astăzi, un joc care seamănă în mare parte cu cel pentru hotel. Până acum, punctele echipei roșii luate doar de băieți, punctele echipei albastre luate doar de fete. Să vedem dacă se va rupe echilibrul momentan, în sensul în care Andreea Arsine va aduce o victorie pentru faimoși sau va păstra linia acestui joc. Cred că e vorba de o accidentare. Să iei umărul? Ușor, ușor. Umărul! Drept, ai grijă, ai grijă. Ai grijă, ai grijă! Stai că te treacă! Dă mâna, dă mâna! Ușor, ușor, ușor! Ușor, ușor, ușor! Ușor, Irina, ușor! Ușor, ușor! Ține-i mâna! Ușor, ușor! Ține-i mâna! Hai ușor! Ușor! Hai ușor! Băi, băi, nu-i băga mâna sub ea! Nu-i băga mâna sub ea! Aia, te desumai! Ușor, nu-i băga mâna plas! Așa, face-i! Respiră ușor, Irina. Mă puneți la loc, că nu mai pot. Irina, puțin. Veniți, ține-i umăr. Lasă-mă mică. Ușor, ușor, hai, nu mișca, nu mișca. Nu mișca, eu de mijloc. Hai, prinde-te mijloc, de spatele ei. Așa, așa. Hai, hai. Ești bine, Irina, ești bine. Yes, the right side. Că nu mai poate controla, că nu se poate mască. Vin și eu sau? Am văzut că era... Era ieșit, n-ai? Doamne, dar... Probabil i-a intrat prea mult și când a vrut să iasă, fac. O forțat ceva acum. Gândiți-vă că ea săraca, când a dat probele, s-a lovit la umăr când s-a rostogolit și a mers mai departe. Ea mereu i-a zis lui ăsta codoară. Altfel, explicații n-am văzut pe un mort, nu e acolo, sau nu? Și o fi alnecat și a căzut pe omul? Și s-a alnecat pe omul, sau am prins tare, vezi când omul ăla ai văzut, e greu de tot. Prin bună, tine ai văzut când s-a băgat mai mult omul ăla aici. Eu am crezut că eu intra în omul în ochi și că s-a oprit prima oară, dacă nu, să-și dea cu mână. N-a țipat prima oară. Da, voia că nu fac. A făcut omul ăla mult o mână, dacă n-am vrut să ridice mâna, ce-și dă seama. Eu când ai băgat mâna, am crezut că tragi de mână, am crezut că e mâna aia de jos. Nu-s nebun, omule, băi, mi-a zis că e dreptul și am văzut că e... Nu mă fac să-l pun înapoi. Doamne, îi băgai mâna pe aici și pe aia când m-am uitat și eu la mână, m-am speriat. Mi-am băgat mâna pe sub ea să încerc să o trag, dar... Nu mai tragi de aia, dar... Oricum ai făcut bine că te-ai pus sub ea, că erai ca un fel de targă și o țineai dreaptă, știi? Și măcar nu... Eu nu știam ce a pățit, credeam că doare genunchiul, nu știam că doare mâna, știi? Și să trag de acolo, dar n-a... Vrei să ne Andreea, stai să liniștească puțin apele și după aia facem tactica. Stai să vedem cum. Hei, și eu am fost tot trecut, ăsta exact omul. Se întâmplă, suntem conștienți de chestiile astea, că se pot accidenta. Da, ne putem pune și noi în situația ei. Și noi putem să fim acolo și ei... Doamne ferește! Păcat că s-au accidentat, dar trebuie să trecem peste și să mergem să ne facem treaba. Nu vă mai gândiți la treaba asta. Asta e exatlonul. Oricine se poate întâmpla. Oricine, ești conștient, dacă simți un pic, stai pe margine. Nu știu, suntem sportivi, sănătatea e pe primul loc. Dar am venit aici să mergem până la capăt. Orice se întâmplă până la capăt, Mihaela, nu? Da. După imaginile șocante și strigătele Irinei Postolea, care s-a accidentat și este acum în drum spre spital, jocul de vilă merge mai departe. Imediat ce, ca de obicei, vom avea vești, noutăți despre Irina, le vom transmite către voi, cei de acasă. Conform regulamentului, Andreea Arsine poate să aleagă o altă fată de la războinici. A făcut-o deja, aceasta este Mihaela Popescu. Așadar, duel între Andreea Arsine și Mihaela Popescu. Succes! 3, 2, 1... Pline de nămol ambele fete, practic pentru a doua oară pe traseu, pentru că în momentul în care s-a oprit meciul dintre Andreea Arsine și... Irina Postolea, Andreea terminase traseul, un traseu are la activ și Mihaela Popescu, care astăzi a adus punct. Vă reamintesc că, prieteni, până acum punctele faimoșilor aduse de băieți ale războinicilor, doar de fete, se dezechilibrează Andreea Arsine acolo, să vedem, se dă pe topogan, se aruncă pe sub prima plasă Mihaela Popescu, se aruncă și Andreea Arsine, cel mai dificil moment pentru fete. Iese prima Mihaela Popescu. Să vedem finalul dintre cele două fete. Începe să arunce foarte bine. Mihaela cade un par, doi par la Mihaela, trei par, cade unul, patru par la Mihaela. Sunt jos, patru pari la Andreea, sunt în picioare și termină Mihaela Popescu, a doua victorie consecutivă astăzi. Mihaela Popescu, egalitate scorul primei runde, 4-4, 4 victorii ale fetelor la albaștri, 4 victorii ale băieților la roșii. Nu-i nimic, hai! Toată lumea, hai! O da bine! O da bine? Da, da bine! Și dacă e sufletă, nu ești cu băieții, pe cei mai slabi și gata, ce să fac. Nu-i problemă. Bravo, mă, bravo! Dați-mi la ochi, mamă, deci n-am mai văzut. Ultimul cer nu l-am mai văzut. Bravo, mă, bravo! Sunt trei fete, nu? Băi, la fete, deci în modul în care o să meargă alegerile, nu vă grăbiți. În principal, acum am mers, cred că țara este pe Nicoleta și pe până. Da. Dacă e să poți să alegi, dar puțin probabil ești pașul de Mihaela. Dar trebuie să te concentrezi mai pe aruncare. Bă, Mihaela o dat bine. Nu ai ocazie să o alegi. O dat foarte bine. Deci de data asta trebuie să facem cea mai bună strategie. Băi, da, oricum acum fetele sunteți peste ei. Intrăm noi, dacă e să alegem noi, intrăm noi. Da, dacă alegem noi, intrăm noi, dar tot așa. Cine, dacă alegem noi, intrăm noi. Și după aia, dacă iese fată, la noi tot fată, după aia, normal. Dacă alegem noi, ieșim cu fete până luăm toate fete.